Să-mi explice cineva cum se poate. Când geamănul meu se îndepărtează de mine cu o viteză apropiată de cea a luminii, el rămâne tânăr, iar eu îmbătrânesc. Pe de altă parte, din punctul lui de vedere, eu mă îndepărtez de el cu o viteză apropiată de cea a luminii. Atunci eu rămân tânăr, iar el îmbătrânește. Cum se poate, nene? Cine e tânăr și cine e bătrân? Acesta este paradoxul gemenilor. Hai să-l explicăm! Paradoxul gemenilor începe de la dilatarea timpului. Am vorbit în lecția precedentă despre asta. Atunci când un ceas este în mișcare cu viteză apropiată de cea a luminii, mecanismele lui interne încetinesc semnificativ. Rotițele se mișcă mai încet, arcurile sunt mai lente, până și electronii orbitează mai încet în jurul nucleelor. Formula dilatării timpului o aveți aici. T este timpul trecut în sistemul nostru de referință, iar T prim este timpul arătat de cadranul ceasului. V este viteza ceasului, iar C este viteza luminii. Vedem că T prim este mai mic decât T, deci ceasul bate încetinit, adică timpul său este dilatat. Din cauza asta, geamănul meu, care se îndepărtează de mine cu o viteză apropiată de cea a luminii, nu voi mai repeta asta, rămâne mai tânăr. Procesele chimice din el au loc mai încet, până și gândul lui îi încetinește. Din cauza asta, el nici nu își dă seama de dilatarea timpului aflat în interiorul rachetei, pentru că gândește mai încet. Întrebarea crucială este însă, de unde știu eu asta? Cum pot măsura eu că fratele meu geamăn pleca la plimbare în cosmos, rămâne într-adevăr mai tânăr? Cu ajutorul unui sistem de referință. Ce este un sistem de referință? Iată aici sistemul meu de referință. Cuburile îmi dau poziția, iar ceasurile, timpul. Remarcați cum ceasurile sunt sincronizate după metoda lui Einstein. Două raze de lumină pleacă din origine în direcții opuse, iar ele ajung pe cadranele unor ceasuri egal îndepărtate când ceasurile arată același timp. Cum ajută asta? Păi mă ajută. Îl las pe geamănul meu să plece la plimbare, iar eu mă uit cât arată ceasurile sincronizate de mine atunci când el trece pe lângă ele. Ce voi vedea? Păi văd cum ceasurile pe lângă care trece, ceasurile mele, arată pe rând. Un an, 5 ani, 10 ani și așa mai departe. El, în schimb, de câte ori trece pe lângă ceasuri, rămâne la fel de tânăr. Mai mult, când trece pe lângă fiecare ceas al meu, raportează că, pentru el, a trecut doar o lună, apoi 5 luni, apoi doar 10 luni. Vede asta pe ceasurile lui care, datorită dilatării timpului, întârzie și rămâne în urmă. Iar fratele meu rămâne tânăr în această călătorie pentru că și mecanismele lui biologice interne încetinesc. Până aici totul e bine. Dar la fel va spune și el despre mine. Pentru el, eu sunt cel care mă îndepărtez, deci eu ar trebui să fiu ăla încet la gândire. Eu ar trebui să fiu cel tânăr. Paradoxul gemenilor. Cum rezolvăm paradoxul gemenilor? Cine e tânăr și cine e bătrân? De fapt, cum măsoară fratele meu geamăn? Că și el are un sistem de referință ca al meu, cu rigle și ceasuri sincronizate, doar că al lui este în mișcare față de al meu. Ce se întâmplă când punem cele două sisteme de referință unul lângă celălalt? Uite, am desenat pentru voi. Ca de obicei, pozele sunt din fizica povestită. În partea de sus este sistemul meu de referință, iar jos este cel al fratelui meu, aflat în mișcare cu o viteză constantă. De aceea, sistemul lui de referință poartă numele de sistem de referință inerțial. Observați un lucru ciudat? Ceasurile lui nu sunt sincronizate. Cum se poate? Ce se întâmplă? Îl pot întreba pe fratele meu și el va confirma. Pentru el, ceasurile lui sunt sincronizate. Atunci de ce mie, în sistemul meu de referință, îmi apar desincronizate? E momentul să facem un pas înapoi și să lămurim un lucru fundamental. În teoria relativității nu există timp absolut. Ca atare, nu poți spune acum în tot universul, ca un fel de cortină ce cade peste tot în spațiu în același timp. Nu există această cortină, nu există timp universal. Există timp propriu, da, asta există. Timpul meu, timpul tău, timpul fratelui în mișcare. Acest timp propriu al unui obiect se poate măsura, așezând lângă obiectul un ceas, pe care îl urmărește apoi în mișcarea sa. Timpul ceasului de lângă obiect
este timpul propriu al obiectului. Timp universal? No. Nu există. Adio. Uite aici un exemplu frumos. Două ceasuri sunt sincronizate la început și apoi pleacă în direcții diferite. Pentru că unul se deplasează mai repede, altul mai încet, vor avea dilatări ale timpului diferite. Unul va rămâne în urmă cu mai mult, altul cu mai puțin. Când le aducem împreună, minune, arată timp diferiți. Nu mai sunt sincronizat. S-au stricat ceasurile. Nici vorbă. Vom vedea mai târziu că ele au proba locații diferite în spațiu-timp. De aceea timpul lor propriu este diferit de la un ceas la altul. O consecință paradoxală a lipsei timpului absolut este, în teoria relativității, lipsa simultaneității. Uite aici un exemplu. Să presupunem că fratele meu este în acest vagon de tren în mișcare, iar eu sunt pe peron. Să mai presupunem că el trimite din mijlocul vagonului, în același timp, două raze de lumină către cele două capete ale vagonului, în sensul de mișcare al trenului și în sens opus. Ele vor rovi atunci simultan cele două capete ale vagonului, din punctul lui de vedere, pentru că au pornit din mijloc. Acesta este principiul relativității, discutat în episodul precedent. Din punctul meu de vedere, care mă uit de pe peron, razele de lumină circulă tot cu viteza luminii. Acum însă, capetele vagonului se mișcă, așa încât un capăt vine în întâmpinarea luminii, iar altul se îndepărtează de lumină. Este clar, primul capăt este lovit mai devreme de lumină, iar cel de-al doilea mai târziu. Acum, cele două evenimente de impact nu mai sunt simultane. Concluzia: două evenimente ce par simultane unui observator, cum este cel din vagon, nu vor mai părea neapărat simultane unui alt observator dintr-un alt sistem de referință, cum sunt eu de pe peron. Cum spuneam, trebuie să acceptăm că nu se mai poate defini un acum pentru toți observatorii. În funcție de mișcarea sa, fiecare observator va descrie diferit cum perteaua existenței cade peste realitate. Pentru un observator va cădea sincron în două locuri diferite, pentru altul aceleași evenimente sunt succesive în timp. Timpul absolut nu există, simultaneitatea absolută nu există. Ne întoarcem acum la sistemul de referință al geamănului meu, aflat în mișcare. Ceasurile lui sunt în sistemul lui de referință sincrone. Pentru el, bătăile ceasurilor sunt simultane. Pentru mine însă, care stau pe loc, bătăile ceasurilor nu vor mai fi simultane, așa cum am văzut în exemplul cu vagonul de tren. Pentru că bătăile ceasurilor lui nu mai sunt simultane, voi vedea cum, pe măsură ce ceasurile geamănului meu sunt mai îndepărtate, rămân pe în urmă unele față de celelalte. Ele devin desincronizate. Aha, păi aici este cheia soluției la paradoxul gemenilor. Să mai privim o dată desenul, care reprezintă situația în care eu mă aflu în A și fratele meu geamăn aflat în mișcare în B. De unde deduc eu că fratele meu plecat e mai tânăr? Păi mă uit la ceasul sistemului meu de referință, lângă care trece fratele meu. Ceasul meu este C. El îmi dă timpul, în sistemul meu de referință, acel acum al meu. Lângă ceasul din C se găsește ceasul fratelui meu din B, pe care îl are în buzunar. Ce văd pe desen? Ceasul B a rămas în urmă, deci timpul a trecut mai încet pentru B. De aici deduc că fratele meu e mai tânăr decât mine. Ce face fratele meu? El verifică ceasurile în sistemul lui de referință, în punctul în care sunt eu. Adică, compară ceasul D, ceasul din sistemul lui de referință, cu ceasul A, ceasul din buzunarul meu. Aici însă situația e pe invers. Ceasul din A arată un timp mai mic decât ceasul din D, așa cum se vede din desen. Cum ceasul din A este ceasul din buzunarul meu, geamănul va spune că eu îmbătrânesc mai încet, deci eu sunt mai tânăr. De unde apare diferența? Din faptul că ceasurile fratelui meu sunt desincronizate față de mine, fiind de mișcare, și din faptul că sunt patru ceasuri și fiecare din noi se uită la altă pereche de două ceasuri din cele patru. Desigur, analiza se putea face și din punctul de vedere al geamănului, caz în care ceasurile mele ar fi fost cele desincronizate în sistemul lui de referință, cu același rezultat final al întârzierilor relative dintre cele patru ceasuri. Vedem cum, din punct de vedere fizic, nu este nicio contradicție. Dacă ar fi fost o contradicție, ar fi trebuit ca prezicerile să se refere la doar două ceasuri care se află unul lângă celălalt.
Dar așa avem 4 ceasuri și fiecare observator privește alte 2 ceasuri. Desigur, lucrul acesta este posibil pentru că nu există o simultaneitate absolută a evenimentelor. Două evenimente care sunt simultane într-un sistem de referință inerțial pot să nu fie simultane într-un alt sistem de referință, așa cum este cazul acum. Concluzia cea mai importantă a paradoxului Gemenilor este că trebuie să evităm să comparăm fizic evenimente îndepărtate. Cel mai bine este să le comparăm numai dacă au loc în același loc și la același moment de timp. Cu alte cuvinte, dacă vrem să comparăm ceasuri, este bine să le aducem unul lângă celălalt. În acest fel, oricine poate vedea același lucru și stabili care ceas a luat înainte și cu cât. Paradoxul gemenilor ar putea fi testat experimental dacă, după călătorie, aducem cei doi gemeni unul lângă celălalt. Să observăm că, în acest caz, ieșim din situația sistemelor de referință inerțiale, cu viteză constantă, pentru că gemenul astronaut trebuie să schimbe direcția de mers, să se întoarcă. Totuși, dacă am face experimentul, am avea o surpriză. Astfel, am observat că gemenul care s-a deplasat în spațiu și s-a întors pe Pământ este totuși mai tânăr decât cel rămas de pe Pământ, pentru că acum ei se pot uita unul la celălalt. Cum se poate? Ei bine, firul se rupe în momentul în care gemenul astronaut trebuie să se întoarcă pe Pământ și face o manevră de întoarcere. El trebuie să-și încetinească mișcarea, apoi să schimbe direcția și să accelereze din nou. Aceste efecte de accelerare față de sistemul stelelor fixe provoacă o asimetrie între cei doi gemeni, căci cel care rămâne pe Pământ nu trebuie să facă astfel de manevre. În teoria relativității generale, se arată că într-adevăr gemenul astronaut va fi cel care rămâne tânăr. Deci da, cine rămâne aici pe Pământ îmbătrânește mai repede. La sfârșit, vă las cu o idee. Se spune câteodată că fizica nu are implicații filozofice, pentru că este doar un sistem matematic. Dar vă întreb eu, dacă nu există un timp absolut, un acum absolut, nu înseamnă asta că trebuie să ne ajustăm sistemele noastre filozofice prin care înțelegem lumea? Nu există o perdea de timp ce cade simultan peste tot în spațiu. Fiecare obiect, fiecare om are timpul lui propriu. De fapt, timpul nostru propriu, măsurat de ceasurile din buzunar, de pielea care face riduri și de corpul care îmbătrânește, acest timp propriu, deci, este o măsură a călătoriei noastre particulare prin spațiu-timp, așa cum vom vedea în episoadele următoare. Eu sper că v-a plăcut acest episod din seria lecțiilor de fizică. Nu uitați, contribuțiile voastre de pe Patreon, dedicate special lecției de fizică, vor fi recompensate cu apariția numelui în această listă. În plus, membrii Schrödinger și Einstein primesc și răspunsuri directe de la mine, personalizate, doar pentru ei, la întrebările pe care le au. Și, ca un disclaimer, eu nu am un frate geamăn. Nu am de fapt niciun frate, am doar o soră. În final, dacă nu v-ați abonat încă la canal, o puteți face chiar acum, apăsând pe acest buton de abonare. Linkul la cartea fizică povestită îl găsiți în descriere. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!